Salutare, dragi și dragi, eu sunt Adina și voi sunteți cu Parfumului 35. Bine ați venit și bine ați revenit pe canalul meu. Dacă sunteți noi, abonați-vă, lăsați-mi și gândurile voastre în comentarii și totodată nu uitați să împărtășiți acest video și cu prietenii voștri și urmează un giveaway. Cred că următorul video o să fie cu un giveaway. Vreau neapărat să vă arăt ce am eu aici. Dacă mă urmăriți pe Instagram, acolo am postat un unboxing un pic mai special, mai degrabă o experiență de unboxing pe care am avut-o comandând de la un brand, cred că mai puțin cunoscut, însă este totuși un brand de nișă. El se numește Boho Boco, cred că așa se numește, nu? Boho Boco, da, Boho Boco. Deci acest brand este un brand din Polonia și eu am comandat de la ei Discovery setul lor, care a venit foarte frumos ambalat, a venit într-o ambalat, mă rog, în cutia lui și apoi a avut o folie foarte frumoasă și îmi scria acolo că mi s-a parfumat hârtia cu un anumit parfum și în interior, în momentul în care am deschis această cutie, era o scrisoare adresată mie de către producător în care mi se, mă rog, îmi mulțumeau că eu am comandat de la ei și mi s-a părut foarte frumos acest gest. Mi-aș fi plăcut un pic, cred că, să fie scrisă de mână, însă chiar și așa, faptul că mi-a fost adresată mie, Adina, a fost super tare și da, mi-a plăcut foarte mult. Și setul de mostre, Discovery setul lor, a costat 60 de euro, el este aici și parfumurile sunt 12 la număr. Vă spuneam, brandul acesta Boho Boco, eu nu am auzit vorbindu-se neapărat despre el, însă o vecină de-a mea a primit și ea un parfum de la cineva și exact acesta a fost Boho Boco Red Wine and Brown Sugar. Deci unul dintre cele 12. Aici sunt cele 12. Nu știu dacă am cu calitate ceea ce trebuie. Însă, mă rog, astea sunt. Așa, ele sunt așa. Geranium and Balsamic Note, Vanilla and Black Pepper, Sea Salt Caramel, Sandalwood Neroli, Yellow Rose Incense, Eucalyptus Patchouli, White Coffee, Coffee White Flowers, ceva cu gardenie, Wet Cherry Liquor, ăsta mie mi-a tras atenția și trebuie neapărat să testez, și, desigur, Dark Vinyl Musk. Hai să vedem cu ce începem. Începem cu acest Wet Cherry Liquor, pentru că ăsta mi-a atras atenția. Eu doar am făcut unboxing-ul și nu le-am testat, deci nu știu exact cum miros, în afară desigur de acel brown sugar and red wine. Bun, deci ăsta ar fi Wet Cherry Liquor. Deci parfumul ar fi oricum mai roz, pentru că ăsta este aici. O să vedem. Mă duce, nu sunt dat pe nimic. Wow! Asta miroase exact ca niște cireșe acre sau chiar vișine, care sunt un pic dulci. Da, exact. Dacă ați făcut gem la țară, în momentul în care, mamă, lasă groapă, în momentul în care se combinau vișinele cu zahăr ca să se pună la fiert pentru gem, exact mirosul ăla de zahăr un pic topit și vișine și nu știu dacă vei face, mamă, mi-a făcut. Wow, deci miroase genial. Se simt din plin cireșele și într-adevăr cred că îi se potrivește numele Wet Cherry Liquor. Nu simt nota de alcool sau nota alcoolică, poate o să simt un pic mai târziu. Însă da, wow, este superb. Se duce un pic înspre Tom Ford, Lost Cherry, însă mie mi se pare că are o unicitate aparte. Eu, la, în general, cam toate parfumurile de la Tom Ford, le simt așa o notă un pic masculină, care, într-adevăr, mă duce cu gândul la unisex, însă în acesta nu se simte asta, ci, din contră, este un parfum foarte frumos, deschiderea este extrem de fructată și dulce, dar văd că acum, deci eu vorbesc de vreo 4 minute, în ultimele 2 minute s-a schimbat așa un pic, mi se pare că s-a mai domolit, s-a mai potolit, și devine așa un pic lemnos și da, cred că ușor, ușor începe să se simtă nota aceea de lichior. Deci da, este superb. Ăsta e de cumpărat? Da, e de super cumpărat. Cu siguranță o să mă îndrept la un moment dat spre unul dintre ele în momentul în care o să mai am finanțe, desigur. Bun, un altul, hai să vedem, mie mi-a mai atras atenția, Sea Salt Caramel. Deci ăsta ar trebui să fie
ceva care mă duce cu gândul la mare, zic eu, și la caramel. Hai să vedem. Sea salt caramel. El arată așa. Oricum o să vă pun poze cu fiecare. Ok. În momentul în care l-am pulverizat, m-a dus cu gândul din start la ăsta. La Swedish Experience Wild Hearts. E un pic aromatic. Însă, wow, s-a transformat în ceva care mă duce cu gândul la sare de mare. Dar rămâne totuși fresh, tot aromatic. Nu știu exact care e faza cu caramelul, poate la un moment dat o să se resimtă. Însă este și ăsta foarte bun. Da. Hai să mai vedem ce să mai testăm. Coffee White Flowers. Coffee White Flowers. Hai să vedem. Eu nu prea sunt mare fan al notei de cafea în parfumerie, însă hai să vedem că ăsta are și flori albe. Mă gândesc că aici la Iasomie. Aici e multă cafea. Da, nu știu, se resimte numai cafea din punctul meu de vedere. Dar este mai degrabă lichior de cafea. Da, ăsta așa, Coffee and White Flowers, deschiderea este exact ca unui lichior de cafea, dacă știți cum mirosea Tanita, nu știu urmăritorii mei cam ce vârstă au, însă dacă ați mirosit vreodată lichiorul de cafea sau Tanita, ăla este mirosul, dar se duce un pic așa înspre ceva pur și simplu de lichior alcoolic, dar are multă cafea în el și ăsta. Îmi place, are ceva care îmi place pentru că este un miros familiar, este un miros de copilărie. Nu că aș fi fost alcoolică, dar cam toată lumea bea Tanita la un moment dat pentru că era ceva dulce. Deci da, mă duce cu gândul acolo. Hai să mai vedem. Yellow Rose and Incense. Eu acum nu o să le testez pe toate pentru că aș face un video mult prea lung. Testez pur și simplu ce mi-atrage atenția. Însă, din start, la capitolul 1. Ok, Yellow Rose and Incense este un parfum tipic care are trandafir, este un parfum care se duce foarte mult înspre izul oriental al parfumeriei. Cred că, într-adevăr, se resimte nota aia de tămâie. Mă face să mă duc un pic cu gândul la ceea ce mi oferă parfumul de la Chopard, Chopard Love, pentru că și ăla are mult trandafir în el. Însă, ăsta se păstrează un pic mai verde. Dacă în general trandafirul pentru mine este o notă destul de grea în parfumerie care îmi place, trandafirul ăsta galben cred că este mai degrabă un trandafir un pic mai fresh. Am și eu aici trandafiri galbeni. Da, și seamănă. Da, trandafirul galben, cum e chestia asta, yellow rose și da, soțul meu mi-a cumpărat trandafirul ăștia. Da. Este nota aia verde de trandafir care cumva se combină cu tămâia și greutatea pe care o oferă tămâia în parfumerie. Bun. Dark Vinyl and Musk. Ăsta ar trebui să mă duc așa cu gândul la niște ani pe care noi am trăit. Anii în care se asculta muzică la vinil, cred că erau anii 60, alea mea cu istoria muzicală. Da, ăsta este un parfum muscat. Este un parfum destul de tare. Este un parfum care cred că are și ceva ud în el. Dar, în principal, sunt note fresh, sunt note care te duc cu gândul la muzică, te duc cu gândul la distracție, te duc cu gândul la distracție în aer liber, pentru mine la muzică house, la chestii genul ăsta. Dar este un parfum de petrecere, ăsta. E un parfum, wow, super tare! Bun, preferatul meu, pe lângă, hai să încerc încă unul, Vanilla and Black Pepper. Vanilla and Black Pepper, siguranță, piper și vanilie, nu? Oh my god! Wow, este preferatul meu, mamă, ce miros! Da! Mamă, cât de fain e! E o combinație perfectă între piper, ideea de condiment pe care ți-o dă piperul și dulceața vaniliei. Mamă, deci asta e genial! Ah, da, asta e preferatul meu dintre toate.
Deci, vanilia and black pepper. Cred că o să mai fac un alt video pentru că deja simt că nu mai pot. Am mirosit prea multe. Hai să le vedem pe cele pe care le-am testat astăzi. Deci am testat wet cherry liquor, am testat incense and rose and yellow rose, am testat dark vinyl și am mai testat încă unul, nu? Și coffee and white flowers. Deci am testat 5 din 12. Din acestea 5, mie cel mai mult mi-a plăcut acela cu vanilie, deci vanilia and black pepper și desigur wet cherry liquor. Ce bine miroase vanilia and black pepper. Wow. Bun. Deci, ce să vă spun, în cazul în care căutați altceva, în cazul în care sunteți încântate de parfumurile de nișă, care sunt ceva mai noi pe piață și nu sunt toate Tom Fordurile și toate ce parfumuri mai sunt acum la modă, Maison Francis Curjean, cred că ați putea să vă îndreptați spre aceste Boho Boco, care cred că sunt niște parfumuri mai noi pe piața din România. De fapt, nici nu știu dacă există pe piața din România, pentru că eu le-am comandat direct de la ei, însă partea faină este că le puteți comanda și voi dacă vă încântă ceva și chiar puteți să vă comandați Discovery setul, pentru că, na, el se vinde. Bun, cam atât pentru astăzi. Lăsați-mi gândurile voastre în comentarii și spuneți-mi ce ați vrea să mai testez data viitoare. Pa, pa!